Aș merge mai departe și am așa o altă regulă. Să dau, să primesc, să cer și să refuz sunt cele patru dimensiuni fundamentale ale unei relații. Mai zic o dată. Să dau, să primesc, să cer și să refuz. Deci patru dimensiuni a unei relații. Da. Așa. Și eu pun întrebarea așa și vă pun și dumneavoastră chiar să facem interacțiune. Unde credeți că aveți dificultate? Asta o pun întrebarea cursanților mei. Și între cele patru, dacă ar fi, alegeți o relație, relația cu partenerul sau o relație profesională, poate fi cu un coleg, unde mie cel mai dificil? Unde vă este dificil? Să refuz. Așa mi-e felul, ajut pe toată lumea. Sunt martori aici colegii mei de aproape 25 de ani. Iată. Deci la orice telefon, orice, cu ce te pot ajuta? Sar. E, iată, și în momentul în care practic cumva aceste patru dimensiuni echilibrează, umplute ar fi un 25% la fiecare, da, ca să facă un întreg, un om care să poată fi echilibrat. Iată, de exemplu, dacă am dificultatea asta în a refuza, ce se poate întâmpla? Zic da celuilalt, dar este un nu către mine. Că poate acel nu este, eu vreau cu dorința așa, dar poate putința nu e. Poate eu atunci sunt obosit. Dacă eu nu mă ascult suficient și mă duc către celălalt, da, vin și te ajut și pe tine, vin și acolo și fac și aia. Poate eu obosesc la un moment dat. Obosesc, am dat prea mult din mine și ce fac? Vorbeați de boli înainte și ajung să somatizez, să corpul meu să spună nu. Stop! Da. Tu ai spus prea mult da celorlalți și nu ți-ai spus da ție. Exact. Da? Da. Și atunci e nevoie la fel, cum spuneam și cu mesajele negative la finalul zilei și cu acest echilibru, la finalul zilei stau și mă gândesc, măi, eu astăzi ce am dat, dacă am dat și cui am dat, ce am primit? Am primit ceva de la vreo persoană. Da, mi-a dat portarul la serviciu astăzi bună ziua. A fost ceva ce am știut să primesc, am fost conștient. Am primit un telefon de la mamă, am primit un desen de la copil, a venit de la grădiniță, mami, ia uite ce ți-am desenat. Cum am primit eu, iară? Deci, identific ce a fost dat, ce am dat și, sau cum, al doua este cum. Dar la fel, cum refuz, foarte important și dacă am refuzat, azi nu, bine, n-am refuzat și te uiți la sfârșitul săptămânii că n-ai refuzat nimic, e o problemă. Zici, măi, ce fac? Învăț să te autodisciplinezi să spui nu. Și acel nu nu este împotriva celuilalt. Nu este, îți spun ție nu că vreau eu să te supăr pe tine sau să-ți sabotez ție planul. Este că întâi mă ascult pe mine, un da pentru mine. Da. Nu către celălalt, poate fi un da pentru mine. Și această autoascultare, învățăm foarte mult, comunicarea relațională are o latură extraordinar de prezent a dezvoltării personale, reale. Da? Deci nu mă pot duce în comunicare, repet, mânuiesc cuvântul și am comunicat. Nu, dacă eu nu m-am dezvoltat personal suficient încât să îmbin, să cunosc limbajul și să îl ajustez cu propriile emoții pe care le am într-un anumit moment, în raport cu o anumită persoană, într-un anumit context și punând cap la cap emoția mea cu gândurile mele și cu limbajul pe care îl stăpânesc, zic, acum fac un desen frumos și ascultând, punând toate astea în concurență, devin coerentă și mă duc și vorbesc către celălalt, cu celălalt. Da, fără niciun fel de sentiment de vină, de... Și poziționându-mă corect. Dar asta e un exercițiu destul de dificil al autoascultării. Pentru că n-am fost învățați. Pun un pic degetul. Exact. E păcat. Acum, unul din, să zic, una din durerile mele, dar vedeți că din ce te deranjează, faci ceva, cumva și furia, apropo de sentiment sau revoltă, e bun, că te împinge la acțiune. Da. Și așa am făcut eu, am pus bazele acestui institut, că am zis, nu există această comunicare relațională. Și mai mult decât atât, am făcut acest demers de a aduce comunicarea relațională în școli. Apropo, Craiova este școala română-britanică din Craiova, care a fost școală pilot și a implementat comunicarea relațională în rândul copiilor.
am depus proiectul la minister, urmează la Ministerul Educației și iar copiii de clasa a doua, a treia și a patra, din școlile din țară, școlile publice, vor putea să beneficieze de comunicarea relațională la școală. Deci aceste două clase, am făcut programă pentru clasa a doua, a treia și clasa a patra, vor învăța comunicarea relațională ca materie opțională, da, curiculă la disciplina școlii, astfel încât ei vor avea aceste instrumente extrem de valoroase pe care noi le-am învățat foarte târziu. Da? Sunt oameni care vin și se formează până în 60, ca să nu zic, după 60 n-am avut decât pe la conferințe, dar în cursurile pe care le țin, oamenii 50-60 de ani, deci târziu să ai aceste... Nu-i târziu niciodată. Da, corect. Dar e puțin păcat că și mă bucură ideea că, apropo de frustrare, când avem o frustrare, deci am mers pas cu pas acest proiect de a duce comunicarea relațională în școli este un proiect din l-am avut în gând undeva din 2019 și de vreo 3 ani am lucrat la el. Acum suntem pe ultimele corecții din partea ministerului, ultimele modificări care ne-au fost aduse la programă și va fi implementat curând, va fi aprobată. Deci asta este o veste și Craiova, apropo, deci chiar țin să mulțumesc că craiovenilor este aici o comunitate de oameni foarte frumoși, sunteți niște oameni frumoși și cu dorință de a face. Și asta m-a bucurat teribil. Asta e de bine. Acel feedback pe care clar îl așteptați în urma proiectelor pe care le gândiți și apoi le puneți în aplicare.